Camelia. Bine ați venit în bucătăria mea aici la gateșteușor.ro. Astăzi voi realiza o nouă emisiune din seria rețetelor cu invitați, așa că o invit alături de mine pe sora mea. Bună, eu sunt Gabi. Împreună vom face gogoși glazurate. Pentru această rețetă vom folosi 320 de grame de făină pentru aluatul gogoșilor, 160 de ml de lapte, un ou, 15 grame de unt topit, 4 grame de drojdie uscată, 80 de grame de zahăr, un praf de sare și un pic de nucșoară, iar Gabi ne va spune ce vom folosi pentru a glazura gogoșile. Pentru glazura de zahăr vom folosi 150 de grame de zahăr pudră, 4 linguri de lapte, 2 ml de esență de vanilie. Pentru glazura de ciocolată vom folosi 150 de grame de zahăr pudră, 2 linguri de lapte, 2 ml de esență de vanilie, 30 de grame de cacao, iar pentru decorare vom folosi bomboane de zahăr colorate. Pentru a face aluatul gogoșilor, am pus făina în acest bol mai mare, voi pune drojdia uscată și voi adăuga laptele cald treptat. Dizolvând treptat drojdia. Vom adăuga laptele treptat, mai bine toarnăm cu Gabi. Mai toarnăm. Toarnăm așa în fir subțire pe tot. Și după lapte acum punem untul, nu? Da, te rog, pune tu untul. Îl părți pe tot? Da, toarnă încet. Am terminat de înglobat untul. Acum va trebui să adăugăm zahărul. Pui pe tot. Punem și sarea, te rog. Și ușoara. Iar acum adăugăm și oul. Și omogenizăm foarte bine acest amestec cu restul de făină. Voi începe să frământ cu mâna. Te rog, ține tu de bol. Trebuie să ne iasă un aluat elastic, care să fie ușor lipicios, astfel încât să ne iasă gogoși pufoase. Aluatul meu este un pic cam prea lipicios, așa că trebuie să mai adaug un pic de făină. Gabi, te rog, mai punem un pic. Gata, suficient. Adăugați treptat, nu trebuie să adăugați foarte multă, pentru că altfel gogoșile vor ieși destul de tari și nu vrem asta, vrem să fie pufoase. Dar, după caz, mai ține de bol. Și cam cât timp îl lași să crească? Nu voi lăsa să crească o oră, acoperit cu un prosop într-un local. Și apoi îl mâncăm. Ba da, dar trebuie să-l facem gogoși. Aia îl mâncăm. A trecut aproximativ o oră, timp în care am lăsat aluatul să crească. El a crescut, este pufos, așa că acum îl putem întinde. Voi făina ușor suprafața de lucru. Și sucitorul de aluat. Voi întinde coca pentru gogoși într-o foaie subțire, de aproximativ jumătate de centimetru, poate chiar mai puțin, în care voi face gogoșile. Am rulat foaia de aluat la dimensiunea potrivită, acum folosim două cercuri din inox, Gabi și tu unul. Vom tăia gogoșile
le vom pune pe o tavă acoperită cu hârtie de copt. Asta este gogoașa și pentru că vreau să fac cu gaură în mijloc, ia și pe ăsta. O să-i tai și centrul și cu grijă o voi transfera pe tavă. Nu, trebuie să mai ia pe și un pic. Perfect, hai să mutăm pe tavă și voi proceda în felul acesta până când voi forma toate gogoșile. Acestea sunt gogoșile, le voi mai lăsa încă jumătate de oră în tavă să crească. Gogoșile au crescut, aproape și-au dublat volumul, așa că acum este momentul să le coacem. Le voi coace în cuptorul încins la 200 de grade, timp de 8-10 minute, până când partea de jos a gogoșilor devine aurie. După 8 minute este bine să începeți să le verificați. Cami, te rog, le bași în cuptor. Cât timp se cuc gogoșile, vom face glazura. Eu voi face glazura de zahăr și tu, Gabi, vei face glazura de cacao. Pentru glazura de cacao trebuie să amestecați cacaoa foarte bine, astfel încât să nu se formeze cocoloașe. Pentru glazura de zahăr, pur și simplu, va trebui să adăugăm laptele treptat în zahăr și să omogenizăm amestecul. Bun, acum voi pune laptele treptat. Voi adăuga și esența de vanilie și aceasta este glazura de zahăr. După ce am adăugat laptele, vom adăuga esența de vanilie. Și vom amesteca până se omogenizează. Gogoșile s-au copt, le-am lăsat să se tempereze un pic, iar acum e momentul să le glazurăm. Cabi, ia tu una și pune-o în glazura albă. Gata, scoate-o. Gata, și răsucește-o. Pune-i bombonele deasupra. Cu generozitate. Acum aici la mijloc și punem mai tot de o farfurie. Gogoșile mele glazurate sunt gata. Sper că v-a plăcut rețeta și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să subscribe canalul meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Poftă bună! Pa, pa! Tu faci. Bine, am zis, ok. O chem alături de mine pe sora mea, Gabi. Nu! Ce-am făcut? Nu tu! Nu, no, alături de mine, pe... Doamne, o să mă fie picioarele! Uite, Doamne, Dumnezeu, stai, mă, zici cum o să fie rețeta. Deci rețetele astea o să fie la 5 minute rețetă, 7 minute de bâlbe. Amestec, vezi că o să fie destul de greu de amestecat și după aia o să pui esența de vanilie. Și acum, deci, amestec... Ui, Gabi, termină pe bune, că nu mai am răbdare. Nu. No. Încep și spui, spui că pui laptele treptat. Bun, acum voi pune... Nu, amestecă și tu în coaia, să pară că e legătură. Mă refeream.
Băi, frate, nu pot. Cum nu poți? De la mine se arăt. Sper că v-a plăcut rețeta și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook sau subscribe canalul meu de YouTube gătește-ușor.ro. Poftă bună? Da, o să ajungi la final și o să fie cu bip peste ce ai spus tu. Da, ai ciocolată între dinți, dacă asta mă întrebi. Atât acum, de bune. O să ai și pe nasă, dacă vrei. Atât de bune sunt lucrurile. Da? Mhm. După gustul meu l-aș făcut mai dulce. Bine, acum... Tu îmi spune de soare. În altă poveste. În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici. Pa, pa!